Hello, dragile mele, din nou suntem împreună și din nou discutăm despre frumusețea și sănătatea părului. Aș vrea să vă mulțumesc ca de fiecare dată că sunteți lângă mine, că sunteți pasionate de ce înseamnă acest domeniu și că primesc de la voi o grămadă de mesaje în care îmi spuneți că vi s-a schimbat viața și că vi s-a schimbat frumusețea părului de când urmăriți acest canal. Ăsta este și scopul, de asta fac ceea ce fac. Sper că înțelegeți acest lucru și sper că încrederea asta pe care o avem unii în ceilalți va continua, pentru că îmi doresc foarte mult la final să fim un trib de oameni cât mai mișto și cu un păr cât mai fain. Încerc să mai strecor pe lângă sfaturile pe care le dau și puțină pozitivitate, încerc să mai strecor și puțină glumă, pentru că nu ne luăm prea în serios. Sper că înțelegeți și lucrul acesta și sper că vă amuzați alături de mine. Astăzi voi aborda un subiect care știu sigur că vă interesează și anume coafuri care ne întineresc. Când zic coafură, să știți că mă refer și la tunsoare, nu doar la forma coafurii în sine. Da? Deci haideți să vedem care ar fi variantele pe care le avem la dispoziție atunci când vrem o schimbare de look sau când pur și simplu vrem să ne stabilim într-un loc care să ne dea un aer puțin mai tineresc. Dragile mele, lobul, adică bobul mai lung până în jurul, până la nivelul claviculelor, este una dintre lungimile care vă ajută cel mai mult să vă dea un aer tineresc. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că îmbracă foarte frumos cam toate tipurile de față, pentru că părul capătă volum când este în această lungime și pentru că părul de asemenea capătă textură, pentru că se mișcă în jurul feței tare. Așa că atunci când avem de-a face cu un păr care se mișcă, care are luciu și căruia îi dăm și puțin volum, categoric aerul este unul mai jucăuș și mai tineresc. Așa că vremurile în care ne ducem cu părul până la genunchi și ne dorim să fim cu toții Goldilocks sau Ileana Cosânzeana au cam apus. Dacă doriți o schimbare de look, aceasta este varianta pe care cred că ar trebui să o abordați și e o variantă de look pe care real vă sfătuiesc să o abordați, mai ales dacă trecem de 45 de ani și trăsăturile încep să se lase puțin, începem să nu mai avem aceeași fermitate a pielii și nici nu prea ne place să folosim foarte mult machiaj. Părul care este foarte lung nu ajută foarte mult, pentru că veți ajunge oricum cu el prins în coadă. Este foarte clar că despre asta este vorba. Pentru curajoase, bobul este categoric o variantă. Este o tunsoare care are peste 100 de ani, este în vârstă, dar mereu tânără și la modă. Așa că găsiți-vă bobul potrivit pentru textura voastră de păr. Este ușor de întreținut, se poate aranja în foarte multe feluri, puteți să vă faceți singuri acasă, aveți nevoie doar de un stilist real bun care să tundă formele de bob cât mai bine. Și nu ar trebui să aveți niciun fel de problemă. Puteți să fiți curajoase, puteți să optați pentru un bob chiar scurt, puteți să mergeți puțin sub bărbie în cazul în care trebuie să mai corectați din forma feței și gândiți-vă că dă rezultate de fiecare dată. Curajul ăsta de a face un bob mișto de fiecare dată este răsplătit, pentru că automat veți căpăta un aer mult mai tineresc și mult mai cool. Combinat și cu o culoare naturală, cu un luciu al părului, credeți-mă că arată foarte bine. Arată bine și când părul este creț, arată bine și când părul este ușor ondulat, arată bine și în combinație cu breton, adică este o tunsoare atât de versatilă și totuși fugiți atât de mult de ea și încercați să faceți tot felul de alte trucuri. Într-adevăr, trebuie să aveți o discuție serioasă cu hairstylistul vostru ca să identificați tipul de bob care vi se potrivește și trebuie să învățați să îl aranjați puțin. Tunsoarea Pixie, nu știu ce am, dar mă duc din scurt, tot mai scurt. Tunsoarea Pixie categoric este o variantă super, super, super young, pentru că te scoate total din zona de confort și îți pune în evidență fața. Dacă știi să folosești acest lucru, dacă știi să-l aranjezi un pic, să-l ciufulești, să nu pară aranjat, prea coconos, prea domnit, și să fie puțin mai ciufulit, mai neglijent, îți garantez că șterge 10 ani de pe listă. Uite așa cât ai zice pește sau cât ai face așa din degete. Nu știu de ce tot îmi vine să fac așa. Cred că sunt român și în curând o să încep cu... Mi se trage de la asta. Deci, te rog să ai curaj. Te rog să ai curaj. Părul în cel mai rău caz crește și dintr-un pixie ajungi în 6 luni într-un bob. Da? Deci suntem ok, sunt doar 6 luni.
nu este chiar așa de mult. Dar schimbarea se va vedea atât de mișto. Eu am tuns-o pe mama mea în zona aceasta de pixie și vreau să vă zic că real îi stă foarte bine. E adevărat că nu se aranjează ea tot timpul cum ar trebui să se aranjeze. O să te sun, mami, și o să te cert. Nu o să te cert, o să-ți spun cu iubire și cu blândețe că ești mama mea și te iubesc, dar o să te rog să te ciufulești puțin mai mult. Real, credeți-mă, este o tunsoare care schimbă radical toată atitudinea și puteți obține niște efecte wow doar pentru că ați avut curaj să tundeți părul. Tunsorile medii în scări sunt foarte transformatoare din punct de vedere al vârstei, adică poate să șteargă niște ani de acolo, cu condiția să fie puțin mai ciufulite și mai degrabă orientate către exterior. Dacă vă aduceți aminte pe Jane Fonda, ea tot timpul poartă lucruri de genul ăsta, deși acum s-a tuns pixie, s-a tuns destul de scurt. Apropo, o să încerc să găsesc o poză, să punem o poză cu Jane Fonda cu layers din astea ciufulite și cu pixie. Pentru că real în ambele variante este foarte, foarte, foarte bine. Tocmai ne demonstrează că a avea curaj și a avea un stil propriu merită. Da? Chiar dacă vecinele ne spun, vai, de ce ai pățit Mario de ai părul așa. Nu contează, voi trebuie să fiți sigure pe voi și voi trebuie să fiți sigure pe hairstylistul vostru. Fiți curajoase, încercați să faceți lucru pentru voi. Revenind la layers, este foarte important să fie puțin mai ciufulite. Dacă vă veți coafa doar așa ca să aveți volum spre interior, o să îmbătrânească lucru. Însă dacă îl ciufulim și îl dăm în afară și în toate părțile, credeți-mă că o să funcționeze de minune. Și nu uitați, când zic layers, mă refer la o zonă medie, nu layers pe un păr foarte lung. Pentru doamnele și domnișoarele care nu vor să renunțe la plete, pentru că uneori, real, indiferent ce vârstă ai, părul poate arăta absolut superb și dacă nativ ai un păr absolut superb, nu-ți spun că trebuie să te tunzi și nu-ți spun că trebuie să te faci pixie sau lob sau bob sau așa mai departe, dacă nu este cazul. Însă ce îți spun este că trebuie să optezi pentru stiluri de coafură foarte relaxate. Adică trebuie să ai o îngrijire perfectă a părului, să aibă luciu, să fie frumos colorat, dacă optezi ca să îl colorezi, cât mai natural, fără exagerări, nici un blond extrem de deschis, nici un negru foarte, foarte negru, natural, cu strălucire și coafat cât mai lejer. Adică waves-uri foarte lejere sau întors din perie doar către vârfuri, să fie un păr sănătos și îngrijit și luciul acesta de sănătate automat va întineri tot lucrul. Dragile mele, sper că vă plac propunerile mele, sper să vă fie mai simplu atunci când vreți să alegeți o coafură care, și o tunsoare care să vă avantajeze și să mai șteargă puțin din vârsta pe care o avem în buletin, pentru că real nu cred că se identifică cineva cu vârsta pe care o avem în buletin. Așadar, sper să fiți curajoase, sper să vă iubiți părul așa cum îl iubesc și eu și până data viitoare, porniți-vă notificările, dați subscribe, am ceva de spus, lăsați-mă să spun, porniți notificările, dați subscribe, follow și ce mai vreți voi pe acolo și scrieți-mi ca să pot să vă răspund. Aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!